Persoanele în etate din Republica Moldova, care sunt aproximativ 19.500 la număr, vor primi un ajutor financiar. Banii sunt oferiți cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor de Vârsta a Treia, marcată în prima zi a lunii octombrie. În acest an, pentru acordarea ajutorului financiar, au fost oferite 6 milioane de lei din Fondul Republican de Susținere Socială a Populației. Urmează ca structurile de administrație ale fondurilor locale de susținere socială a populației să decidă cine dintre pensionari va putea beneficia de un astfel de ajutor, precum și mărimea acestuia.